Fenomenul suicidului este în creștere în Republica Moldova. Motivul, spun specialiștii, ar fi depresia, situația financiară precară sau pandemia de coronavirus care a afectat puternic viața oamenilor. Potrivit OMS, avem o rată înaltă de suicid. Anual, aproximativ 500 de moldoveni își pun capăt zilelor. Din 2003, în data de 10 septembrie, în Republica Moldova este marcată Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului. Cel mai recent caz de suicid a avut loc acum câteva zile. 7 septembrie trecut de miezul nopții, un tânăr de 17 ani, după o ceartă cu părinții, s-a aruncat în gol de la etajul 13 al acestui bloc de locuit din sectorul Ciocan al capitalei. În scurt timp, medicii și poliția veniți la fața locului au putut doar să constate decesul. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, în primele 8 luni ale acestui an au fost înregistrate 279 de cazuri de suicid. Situația cu părerii de rău este într-o ușoară creștere față de anul precedent. 2020 avem cu 19 cazuri mai multe la capitolul ăsta. Cu privire la tentative de suicid, iarăși avem o creștere cu 100 de cazuri față de anul precedent. Dar totuși, anul precedent era un an pandemic, când am avut și lockdown și foarte multă lume era în sânul familiei. Deci și considerăm că creșterea asta este din cauza începerii iarăși activității. Potrivit specialiștilor, femeile sunt cele mai predispuse la suicid, însă cei care recurg într-un final la acest gest sunt bărbații. În special e vorba despre consilierea psihologică pentru persoanele care au gânduri suicidale sau au politice, diferite alte tipuri de suport de grup, suport pentru psihoeducație, Pentru a stopa acest fenomen, în capital au fost desfășurate mai multe evenimente de informare a populației. Este foarte important să ajungem la cât mai mulți oameni să înțeleagă că suicidul poate fi prevenit și să îi informăm că există serviciu de susținere emoțională, pentru că multe persoane nu știu acest lucru. Cei care au primit pliante informative susțin că aceste acțiuni sunt binevenite. Eu consider că cel mai important omul să fie informat referitor la ce este în sufletul său, adică să ducă o viață creștină. Poate și noi avem momente de depresie, dar nu le recunoaștem. Ar fi bine să informeze care anume sunt simptomele, cum se manifestă depresia. Potrivit datelor statistice, în ultimii 45 de ani, rata suicidului la nivel mondial a crescut cu 60%, iar cel mai des recurg la acest lucru persoanele cu vârstă cuprinsă între 15 și 44 de ani. Cauzele principale care duc la suicid sunt lipsa comunicării în familie, stresul, dar și imposibilitatea de a le depăși.